A fost un meci destul de greu, ne doream această victorie, 3 puncte pentru noi, ne ajută în clasamentul când începem play-off. Intrăm cu 20 de puncte și suntem acolo, mai avem de văzut ce se întâmplă între Gaz Metan și Chindia și sunt la o diferență foarte mică de primul și de al doilea.